please drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. Stau într-o clădire părăsită. Vă zic din viața mea obișnuită. Păi, sincer să fiu, eu deja de atâția ani m-am obișnuit. Dacă azi am, e bine, dacă mâine n-am, tot e bine. La a doua zi că nu am în ziua respectivă, tot am. Am doi copii. O fostă nevastă și o actuală concubină. Sunt germani, să realizați, nu mă ajută nici pe mine, nici pe frații mei, că am crescut încă 6. Taică mea a divorțat de maică mea când aveam eu 10 ani de prima lui nevastă, cum ar veni? La 12 ani, după ce s-a terminat divorțul, de 2 ani o durat divorțul, la 12 ani taică mea a câștigat pe toți copiii, în afară de unul singur, că toți am fost întrebați că la cine vreți să rămâne și ăsta. Unul singur a vrut să rămâne la maică mea și restul am plecat dincolo, în Germania, cu taică. Am stat acolo, am venit în România pentru școală, am întors în Germania. După ce am terminat școala gimnazială sau 1-8, aia e gimnazială, așa e? No. După ce am terminat gimnaziala 1-8, am terminat 1-8 aici în România, după aia m-am transferat în Germania, la școală de acolo. Eu, cum am învățat germană și am stat în Germania mai mult decât pe aici, odată acolo la liceu, am absolvit acolo liceu, am luat bacul, la ei nu-i bac, nu așa se zice, dar fiind examenul ăla de bacalaureat, cum e în România, și eu bac îi zic. Și după aia am lucrat cât am lucrat prin Germania, am lucrat ca șofer, am avut și permis. Vreo 3 ani de zile, după 3 ani de zile mi l-au suspendat. După aia, după ce mi s-a suspendat permisul, a început toate să se întoarcă pe dos. Am cunoscut-o pe prima mea nevastă, pe Facebook. Sunt femeile ce știe să te seducă și să-ți învârtă creierii. M-am îndrăgostit de ea, am venit în România. M-am plecat chiar pe dincolo. Dar am plecat în Germania. A fost ceva probleme de familie între mine și ea. Ea avusese ceva, nu știu cum să zic, ca și cum ar fi înșelat. Dar de fapt nu știu în ce să bag. Și a ajuns pe dincolo. Persoana de care s-a îndrăgostit a vrut să o pună la prostituție în Napoli. O trebuit să plec după ea Napoli, am umblat 3 zile în continuu după ea Napoli. După ce am ajuns acasă am aflat că e gravidă și cu mine n-avea cum, că eu 3 luni nu fusesem acasă, în țară. Și am depus divorțul și... Păi, rămăseserăm în România după divorț, îmi expirase buletinul, nu știam ce să fac, cum să fac buletinul iară. N-am avut ce să fac, n-am avut de ales și am pierdut vreo 3 chirii și alea nu le-am pierdut că am vrut, eu le-am pierdut din cauza la gură la actuala mea concubină, care e gură mare, și am ales să rămân așa. Acum de vreo 3 luni mi-am făcut buletinul, mi-am făcut pașaportul, dar încă nu găsesc ceva sigur ca să plec. Eu nu vreau să mă mai duc lângă taică-miu, că nu mai vreau eu. Au fost multe discuții, au fost multe scandaluri în casa aia.
Fiecare să se descurce, eu la fel. Mă descurc și fără ei. Aici în România nu mi se merită. Aici în România nu mi se merită pentru că cât timp a fost pandemia pentru mască și pentru declarații, eu mi-am făcut amenzi care au zis că dacă după ce s-a oprit pandemia 30 de zile, după alea 30 de zile după ce s-a oprit pandemia, trebuia să mă duc să le contestez. Eu n-am știut treaba aia că eu nu mă uit la televizor, că n-am așa ceva și n-am avut de unde să știu să mă duc să le contestez. Și amenziile au rămas. Am fost angajat 2 luni de zile, luam din 20 de milioane, luam 10 milioane salariu. Și nu-mi convine să mă duc să lucrez 12-14 ore pentru 10 milioane. La rar. Și normal că nu-mi convine. Ca șofer am câștigat, dincolo la Amazon unde am lucrat, am câștigat 2500 de euro. Aș avea unde să mă duc, aia e problema. Dar dacă trebuie să mă duc undeva, să zic că mă duc undeva să stau acasă la mine, aia ar însemna să o duc și pe ea. Și iarăși ea e foarte geloasă și nu s-ar înțelege cu fosta mea, cu fosta mea nevastă, nu s-ar înțelege cu. Și am preferat decât să aud tot certuri și scandaluri căsături până peste cap de ele. Am zis că rămân așa până a vrea Dumnezeu și a dat mie ceva putere să mă duc undeva să prind iar un loc bun de muncă. Poate iar să am permis înapoi. Și am zis că până atunci rămân așa. Iarăși legătură cu ce m-ai întrebat, cu cum mă descurc cu mâncarea și cu asta, cu viața mea într-o zi. Este zile în care nu mănânc deloc. Deci nu mănânc deloc. Chiar dacă am mâncare, nu mănânc din cauza stresului. Este zile când mănânc, dar nu mănânc mult. Nu mănânc mult, aia e problemă. Am o grămadă de probleme de sănătate de când ești pe stradă și 4 ani. Am ciroză, am probleme cu tensiune, am hipertensiune, am probleme cu stomacul. O grămadă de probleme de sănătate. După ce am ajuns pe stradă, stresul, oboseala, nopțile nedormite, că dormeam cu stres, că mâine ce fac, mâine de unde fac bani, mâine dacă mă cheamă cineva la lucru, dacă nu mă cheamă. Eu prieten nu am. Eu cunoștințe am. Sau amici, dar prieten nu am. Pentru că eu știu când am fost în bani și am avut bani până să ajung pe stradă, eram plin de prieteni. După ce am ajuns în situația asta, n-am mai avut prieteni. Cunoștințe, da. Hai este, mai mă cheamă, hai să-ți dau ceva de mâncare și nu știu ce, dar mie nu-mi place să mă duc la plidul nimănui. Aia e problema. Pe bani nu s-o problemă niciodată, pentru că poți să ai bani. Dacă n-ai sănătate și fericire sufletească, degeaba ai. Eu mă uit așa la oameni, cunosc oameni mari, 2-3 căști, 4-5 mașini. Să știi că ei nu-s mai liniștiți ca mine. Pentru că la ea le bate băncile la ușă, le bate leasingurile la mașinile care și le-au luat ăia. Nu dorm liniștiți cum dorm eu. Eu mă cu liniștit, pun noaptea capul pe pernă și mă gândesc, bă, azi am avut atât, am avut un pic, cât să-mi potolesc stomacul. Mâine poate am mai mult. Dar ei degeaba mănâncă mai mult ca mine. Când ei nu dorm liniștiți noaptea și stau cu stres, că le bate fiscul la ușă, le bate băncile la ușă, le bate ANAF-ul. Pentru mine, sincer să zic și ei, nu știu. Dacă mi se îndeplinește visul ăsta, e bine, dacă nu,
Vreau să am undeva prin Poiana Brașov. Vreau să am bani. Și pentru aia nu străbat atât de mulți bani, că nu-i vilă. Vreau să am o cabană din aia, undeva lângă pădure, să stau liniștit acolo singur. Singur, deci fără nimeni, să stau singur. Și civilizația să o văd o dată pe săptămână. Să mă duc atâta cât îmi fac eu cumpărăturile o dată pe săptămână și mi-o umplu frigiderul pe săptămână. În rest, mie întotdeauna mi-a plăcut singur. Singur, nu m-a agitat nimeni, n-am avut stres cât am stat singur, n-am avut griji, n-am avut absolut nimic. Eu și un câine sau o pisică. Atât. Dacă i-aș lua cu mine, da. I-aș lua cu mine. I-aș lua cu mine, dar fără mame. Încerc să fiu generația asta care vine, vine o generație, cred că mai rea decât am fost noi, adică cel puțin cei de vârsta mea. Să vină o generație mult mai rea, pentru că sunt foarte multe vicii. Dar sfătul e așa, ați făcut 18 ani, încercați să vă faceți un viitor. Pentru că părinții îmbătrânesc și nu o să poată să vă ajute până să duc. Încercați să faceți voi ceva cu mâna voastră, ca ei când vor fi bătrâni, să aveți să le puneți o pită și un pahar de apă pe masă. Că e de ajuns să ai atât. E de ajuns să ai atâta. Un pahar de apă pe masă și o pită. De multe ori eu mă fac numai cu doi covrigi într-o zi. 2 lei. Eu într-o zi că n-am bani deloc, eu dacă am 2 lei, eu cu aia 2 lei mă simt sătul. Mănânc 2 covrigi, beau un pahar de apă și-s bine. Că mi-a apărut primul copil. Atunci. La botezul la primul meu copil, am început să plâng de fericire. Eram la modul, nu cred că mi se întâmplă asta. Nu cred că am făcut asta. Thank you for listening to Alexandra's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it here. I hope to see you again next week.